Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 22 de pe harta Land of Italia, era să uit cum îi spune. Ok, bun, băi, eu erbicidez aici pentru că, după cum bine știți, aici am avut cartofi, iar eu i-am băgat în pământ, adică am dat cu cultivatorul peste ei și i-am băgat în pământ, acum am posibilitatea să erbicidez, fără să mai fertilizez. Păi 100% fertilizat. Așa că fertilizăm și iar nu mai erbicidez pentru că nu știu de ce așa erbicidau, vă spun sincer. Așa că terminăm în timpul înainte și sper eu să am bani să închiriez sau dacă nu vom împrumuta dacă e nevoie pentru a putea să facem baloți, să facem bani din iarba care o vom face pe terenurile care le-am avut dat de map. Acest teren l-am cumpărat noi, așa că trebuie să facem bani pentru a ne extinde, a face o fermă cât de frumoasă putem. Având în vedere că o să mai facem o serie tot de farming peste câteva zile, pe 14 noiembrie apare DLC-ul Premium Edition și acolo va fi o altă serie, în principal cred că single player. Mai mult decât multiplayer, dar asta vedem atunci. Că deocamdată nu am nicio, în afară de un om, n-am niciun, cum să spun eu, nicio siguranță, cum să spune. Adică că vin, n-ar vrea să fac numai în doi, știi, pentru că nu și-are rostul banii care dai pe server, având în vedere că eu nu câștig nimic din YouTube. Da, mergem să dormim și vom merge să vedem ce bani, adică închiriem cositoare, să putem cosi cu ăsta, cu tractorul nostru, de preferat ar fi. Știți că aici nu mă întreabă până la recoltare. Dar eu vreau să cosesc cu tractorul meu, dacă înțelegi ce vreau să zic eu acum. Și e cam belea. Nu știu cum o să fac. Bă, terenul cu ăsta e bunicel aici, nu zic că e rău. Nu luăm pe ăsta, am alte planuri. Să-l băgăm pe ăsta aici, op, așa, să-l lăsăm deocamdată aici, ne dăm jos și mergem la parcela de iarbă, să vă arăt cum arată. Pentru că cu siguranță nu știți când aveți, nu să știți când am filmat, de când a crescut iarba. Ia uitat-o ea, frumoasă de ea. Bă, mai dăm un și trebuie să mai fertilizăm, dar nu mai fertilizăm. Îl fertilizăm când, după ce recultăm. Cu toate că era bine să fertilizez, dacă mă duce bine. Da, am eu urât să mai, cred că acolo merg o dată pe parcelele astea. Cât mici. Gata de recultat, mai avem 14.000. Hai să vedem dacă din ce produce sera, adică ferma, acum cât produce ea, dacă avem, cu ce face bani. La miere avem doar acest palet. Nicio problemă, îl luăm așa cum e el. Și mergem să-l dăm acolo la vânzare. Oh, pe aici. Ia să vedem cât luăm pe ăsta. Bă, 1000. Mie îmi convine, să fiu sincer cu voi. Hai să-i dăm maximul posibil 2. 2 să fie. Bă, mai luăm și pe ăștia 1000.
Stai să așteptăm să-i vândă. 1500, îmi place. Bun, acum ne ducem la tractor. Că ăsta, ce cai putere are la meu tractor? Al meu tractor 1 nu are pe față și are 160 de cai putere. Perfect, până aici. O să avem o problemă. În sensul, cositorile astea sunt doar pe spate. Pentru tractoarele astea. Putem lua ăsta la 18.000. Ca să-l luăm pe ăsta, dar lasă pe mijloc și nu vreau. Ăsta îmi cere 250 de cai, ori eu n-am. Ăsta îmi cere 75 de cai putere. Să la moduri dacă am ceva care să... Să cere 90 de cai putere și văd eu că... Nu mă văd nimic, stai așa să ne mai uităm. Asta e pentru combine, dar nu merge și combin la el. Asta are 4 metri. 3. Asta e pentru față. 3. 3 metri. 3,5. Da, dar trebuie să din față, nu o să le iau. Să mai vedem de astea care nu zic să iau în față. Asta cât are? 4 metri. Să-l vedem pe ăsta cum cosește. Bă, nu mă coafează. Da. Bine, pot eu și mita să nu fie problemă. Dar la fel, nu? Asta are 3,6. Asta are 12 metri și cere 250 de cai putere. Mergem la, și anume, care eram? La acesta, care are 4 metri. În detalii, închiriază, da. Cred că... A, aici mi l-a dat, perfect. Hai să luăm tractorul. Și să lăsăm... Să lăsăm ăsta de fertilizat undeva pe aici. Avem și fertilizator, avem și... Ce vorbești, unul? Erbicid avem mai degrabă să-l dăm jos pentru că nu avem ce să mai facem cu el. Așa, mai avem 18.000. Ne va trebui și o baloteră. După ce cosim. Ce nu știu eu este dacă cum cosește asta acum. Hai că încerc să-i fac o chestie la asta. Gata, l-am întors. Up. Și pe aici ridică, perfect. A, uite aici, merge din capăt. Hai vedem cum dă ăsta când dă. X. A, merge așa, perfect. Sper să aibă putere să se tragă. Îmi place cum merge. Acum sper să mă aliniez și eu cum trebuie. Cu el. Op, hai că vine și ploaia. O bucurie. În plus, bă...
ve. Perfect, aproape nu mai trebuie un drawer, dar o să întreb. Am unul mic, dacă nu mă înșel. Ok. Bă, băi, sunt felul ăsta terminat repede de cosit. Apare în tractorul meu, are forță să cosească. Dar nu vă țin pe voi tot treaba asta, vrem să fac și vreo 2 balote în acest episod, așa că luăm o pauză și revin. Așa. Să finalizăm aici, m-am un pic de cozi și terminăm. După care trebuie să luăm unul în drawer, cred că mai mare, că cu ăsta ne... cu unul mic ne chinuie mult. Ne vom chinuie să luăm și aici, am putea să luăm un pic pe aici. Cam atât aici. Hai că-i ajunge de n-am pui, mătăm să-l dăm înapoi. Că nu mai avem de cosit, ne trebuie un indrour acum. Leu, să-l dăm înapoi, am zis. La închiriat, cred că e, da. Semănătoarea lua mie bani? Nu știu nici ce lua bani. Nu o dăm că avem sămânță de. Nu vreau să dorm. Vreau să pun... unui indrouri. Pe teren. Dar o să de cai, parcă nu. Tractorul meu... Are... 160, da. Unui indrower. E aici. Ui, mașina întors fân. Nu întors, mă. Un drower. Trebuie să ținem cont de 160 de cai. O, la modul. Cred că găsesc mai mult decât trebuie mie. Asta vrea 80 cai și are 8 metri. Asta vrea 110. Hai să luăm pățăla cu bota. Îl închiriem așa cum e. El o să dăm 900. Nu e o avere, hai să ne luăm tractorul și să luăm... luăm acest minunat windrower. Facem ambele parcele, după aia luăm și... cum îi spune? Balotiera. Cred că o să avem bani de balotiera dacă mă întrebi pe mine. Hai mă, cu spatele. Ok, X. Să luăm noi dintr-un capăt. Trebuie una mai mare, da? Încercăm să mergem cât mai bine pe margine, să luăm tot. Cred că o să mergem repede, așa că o să strângem foarte repede. Bine, eu voi nu o să vedeți tot, pentru că n-ar nicio rău să mă vedeți pe mine cum cu trei întrebi pe aici. O să facem să vindem baloți în episodul ăsta. Prieteni, gata și cu datul cu... cu acest faimos windrower, trebuie să-l dăm și înapoi. Dar întâi mergem pe parcela cealaltă, să luăm și balotiera. Tot-l dăm înapoi, sper să ne ajungă banii. Atât zic.
că altfel o punem de veneneanu. Ok, bun, hai să dăm pe ăsta înapoi. S-a dus. Ok, acum baloteră ne trebuie, nu? Ok, o baloteră care să-ți influieze, deci știu că era Pottingerul ăsta, că l-am mai avut, 48.000, dar ăsta nu balotează. Ăsta e? Ăsta e clas. E 78.000, îmi balotează, îmi place. Cât era închiriere? 4.000, asta e eu. Așa, bun, hai să luăm. Băi, nu m-am uitat la ceva. Vedeți? Ce înseamnă graba? Nu m-am uitat cât cai putere trebuie. 145, hai că merge, seara 60. Are câtva cai în plus când s-ar spune tractorul. Era cât pe ce să-mi o țeapă, vedeți? Neatenția, când te ocupi de așa ceva, ai ocazia să dai niște bani, pentru că bani nu ți-mi dă înapoi nimeni și nici să nu te poți folosi de acest lucru. Hai, din capăt, din a lua de toate lor acum, nu? Bă, vedem câți baloți bătunți ne iese. Că puteam să iau pătrați, dar mai trebuia să mai iau un utraj. Ce anume înfoliatorul. Că-mi pare mie că la pătrați nu înfoliază, așa cum înfoliază aici. Uite așa, dăm ăsta jos, dăm drumul la baloteră. Bă, e bine că merge. Asta mă bucur eu că merge. Nu știu dacă o să fac în acest episod baloții, pentru că deja m-am întins ca timp, mă refer, că eu în offline am mai jucat, off-camera mai joc, știi? Și e mult timp de pierdut. Zit. Așa. Ok, pot să plec că face singur el acolo. Facem și în episodul viitor cred că vom termina baloții și vom vinde și ne vom face bani. Zic și eu, știi? Hai să facem noi cumva o poză acestui mirabolan tractor. F4. Vreau cu un balot mai în față un pic. Așa. Print. O să vedem dacă putem să mai facem ceva noi pe ăulă. Putem să mai facem ceva. Mai vedem o poză mai pe viitor. Pop, 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 că mă duc dacă e. Și așa am puțin melon și în urmă. Bine, eu îmi doresc să fac cât de mult palul de asta, nici nu vreau să lăs în urmă iarbă. Îmi doresc să fiu atent când se încarcă să... Scuze, mă opresc. Aici nu e cine știe ce, să vedem un pic în spate, pentru că hai să-i dăm bice. Oare pot eu să întorc aici? Hai că mai vine la urmă dacă e. Bă, avem 3 baloți până acum. De domnul mai facem, nu e o problemă. Așa. Ce faine. A făcut baloți. Op, 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 op. Câte faze am fost, nu m-am dus mult în față. Putem pleca. Cred că mai venim pe aici să mai luăm ce au rămas de la Windrower, da, asta. Bă, știi ce vreau să fac apropo de această mapă? Vreau să văd dacă pot să dispar prostiile astea, nu dispar cu așa cu a, nu. Copacii cred că dispar ăștia. Uite cum e ăsta, dispare cu H-ul, ca modul ăla care mi-a
elimină obiecte. Dar dispare doar ăsta? Nu-mi dispare și ăștia? Că pe aici eu aș putea să unesc trenurile astea. Chiar și pe aici le-aș uni un pic, le-aș mai face un pic de terraforming și le-aș face, dar vezi tu că nu... Acum n-am bani să-mi iau trec și să mă ocup. Asta e treaba. N-am bani să-mi iau trec să mă ocup de asta. Că m-aș ocupa. M-aș face. Multe. Dar acum cu 13 ai mei, 13.000 ai mei nu fac bani. Nu iau trec să și eu nu fac bani însă. Fac cu balote, s-ar putea să fac. Chiar că de aia, cât mai sunt baloți la piață. La piața de aici nu trebuie să l-o dat, era ăla, nu? Și eu l-am dat la băieții. Când am dat, nu trebuie să l-o dat la biogaz. Biogaz planta. Cam... N-a cam scăzut dacă mă întrebi pe mine. Deci 500 tone am atâta așa că... Și stau o tonă și ceva cred. E în scădere, dar oricum până vindem noi mai este. Mai trec câteva zile. Ok, bun. Bă, băieți, cam atât a fost video. Ceva mai scurt, dar n-ar rău să vă țin că îmi fac eu toți baloții aici. Pentru că și anume... Plictiseală. Pentru că nu fac altceva decât să... La baloți chiar pot să fie procurător automat să faci altceva. Nici n-am ce mai face altceva în fermă. Pentru că parcela cealaltă nu e făcută cu orez. Așa că nu pot să recoltez pe ea. Dacă vă dăm întâlnire episodul viitor, că sperăm... Sper, nu că sper mai mult ca sigur voi vinde baloții ăștia. Vom vedea ce bani face. Până data viitoare nu uita de like, subscribe și ne auzim și vedem în episodul viitor. Pa, pa!